Valis, mulțumesc. O înregistrare obținută de Digi24 din ședința de ieri a conducerii PNL pune și mai mult gaz pe foc în scandalul candidatului Coaliției pentru Primăria Capitalei. Nemulțumirile legate de Cătălin Cârstoiu au fost exprimate răspicat de mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal. Fost președinte al PNL, Teodor Stolojan, a atras atenția în ședința de ieri asupra situației medicului candidat și a avertizat că tot acest scandal va avea urmări grave, nu doar asupra Bucureștiului, dacă medicul Cătălin Cârstoiu nu va veni cu lămuriri în legătură cu suspiciunile de incompatibilitate. Haideți să ascultăm ceea ce a spus Stolojan. Ai un tragă ciupercăraie, de așa zise clinici și genul ăsta de alte unități, în care pur și simplu actele medicale care nu presupun cheltuieli mari sunt îndreptate spre aceste clinici private, iar actele medicale care presupun cheltuieli mari de sănătate sunt îndreptate spre spitalele de stat. Deci, după părerea mea, dacă domnul doctor nu iese în zilele următoare să clarifice foarte limpede toate aceste probleme, va fi ciuca de bătaie a întregii campanii electorale și asta va fi concentrarea la nivelul întregii țări. Deja vedem ce se întâmplă cu faptul că el întârzie să-și clarifice aceste probleme. Și impactul va fi negativ nu numai pentru București. Declarația lui Teodor Stolojan vine după ce ieri, tocmai din Qatar, unde se află într-o vizită oficială, președintele PSD Marcel Ciolacu i-a cerut medicului candidat să facă rapid o conferință de presă și să lămurească toate suspiciunile care planează asupra sa. La rândul său, într-o intervenție pentru postul B1 TV, Cârstoiu s-a apărat în ceea ce privește acuzațiile că ar fi dat consultații în clinica privată a soției sale. Pacienții ar fi fost direcționați acolo pentru controle după ce au fost operați la Spitalul Universitar, arată o anchetă Hot News. Iată declarația medicului candidat. Știți cam cum e povestea asta? Ca și cum niște lupi în haine de oaie încearcă să mă transforme oaia în lup. Nu sunt în nicio stare de incompatibilitate. La modul real nu sunt în stare de incompatibilitate. Eu nu am avut nicio relație contractuală, dar nicio relație contractuală remunerată sau nemremunerată cu o clinică privată. Voi încerca în zilele următoare să ofer explicații despre acest subiect. Va fi săptămâna viitoare o conferință tematică la care cu siguranță vom aborda și aceste aspecte. Realitatea zilei este că sunt candidatul coaliției PSD-PNL, simt susținerea liderilor alianței și mai mult de atât, eu cred că trebuie să o spun răspicat. Nu îmi pun problema să mă retrag. Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu domnul Marcel Ciolacu. În platou alături de mine este Adriana Duțulescu, redactorul șef al Digi24.ro. Adriana, bun găsit! Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, spune Cătălin Cârstoiu. S-a lămurit și acest aspect. Marcel Ciolacu îl presează acum să iasă și să spună că face pasul înapoi. Că se retrage, exact. Da. S-a lămurit acest aspect pentru că în coaliție a existat, culmea, o discuție despre cine l-a propus pe Cătălin Cârstoiu, exact, drept candidat. De unde a apărut. Exact. Se pare că a venit pe o filieră prin consiliera lui Marcel Ciolacu pe probleme de sănătate și așa a ajuns pe masa coaliției. În momentul ăsta, după aceste zile în care s-a așteptat retragerea candidatului Cârstoiu, avem următoarea situație. Am aflat chiar înainte să vin la tine în emisiune că domnul Cătălin Cârstoiu refuză să se retragă și refuză să organizeze conferința de presă care a fost cerută pentru a lămuri situația legată de acuzațiile de incompatibilitate și de clinica privată a domniei sale. Da, da, da. Refuză să organizeze conferința de presă până în momentul în care va avea candidatura depusă oficial, adică luni. Știm că liderii coaliției anunțaseră că luni vor merge cu el de mână și vor depune candidatura. Da. Da.
Deci domnia sa dorește să... aibă o centură de siguranță. Exact, că da. Nu vrea să, exact. Nu știu, percepe poate da. Această solicitare din partea liderilor coaliției de a ieși să explice ca o capcană. După ce ar putea fi tocat cu întrebări din partea presei, să fie cumva forța să iasă. Este puțin probabil ca după declarațiile pe care le-a făcut Marcel Ciolacu ieri, să îl mai lase pe Cătălin Cârstoiu să fie candidat, adică mâine după ce se întoarce din vizita în Qatar și Dubai, cel mai probabil va exista o discuție între cei doi și va spune în față, domnule Cârstoiu, trebuie să vă retrageți. Pentru că până acum nu a existat această discuție nici între Nicolae Ciucă și Cătălin Cârstoiu, nici între Marcel Ciolacu și Cătălin Cârstoiu. Știm amândoi că la nivel oficial nici măcar nu au recunoscut liderii. Exact. Până în momentul în care Ciolacu a făcut acea declarație, nu au recunoscut că există aceste discuții în interiorul coaliției, deși noi știam... Discuții despre care tu ai scris de acum exact. Două zile. Da. Că au avut loc. Vedem ce spune și Gabriela Firea, care, iată, nu exclude o posibilă retragere a lui Cătălin Cârstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei. Lidera PSD București a explicat că acest subiect va fi discutat în următoarea întâlnire a coaliției. Domnul prim-ministru se întoarce în țară mâine. Cu siguranță în weekend sau luni dimineață vom avea o întâlnire la nivelul coaliției de guvernare, unde se va discuta și acest subiect. Cu siguranță se va lua o decizie care va fi ulterior anunțată. Deci nu este exclusă retragerea? Nu pot eu să speculez înainte ca liderii coaliției, președinții celor două mari partide, să discute la întoarcerea premierului în țară. Noi ne facem treaba cât putem de bine până în ultima secundă, indiferent ce se va întâmpla. Parcă i-a revenit zâmbetul, doamne, pe față. Chestia asta cu noi ne facem treaba cât putem de bine este amuzantă, pentru că atât în PSD cât și în PNL sunt acuzații de genul ceilalți nu fac nimic pentru campania lui Cătălin Cârstoiu. Adică cei de la PSD susțin că liberalii boicotează campania, cei de la PNL susțin că PSD condus de Gabriela Firea boicotează campania. În momentul ăsta... Alianța PNL-PSD pe București este într-o situație cel puțin ridicolă, pentru că se discută despre varianta în care PSD să susțină oficial candidatura independentă a lui Piedone, a lui Cristian Popescu Piedone, și liberalii să susțină neoficial candidatura lui Nicușor Dan, în condițiile în care ei sunt o alianță electorală, da? Și o coaliție, adică, la guvernare. Și o coaliție la guvernare. Cum va funcționa acest lucru? Interesant de văzut. Vedem dacă va fi această ședință a coaliției duminică sau luni, cum spunea doamna Firea, însă nu pot să nu mă gândesc la ce a spus Teodor Stolojan în ședința Liberalilor de ieri, în înregistrarea pe care noi am difuzat-o mai devreme, că efectul scandalului de aici s-ar putea repercuta în întreaga țară și la toate celelalte rânduri de alegeri care vin anul acesta. Exact acest lucru a fost susținut de liderii PNL la ședința coaliției de luni, când s-a discutat prima dată despre varianta susținerii lui Piedone la capitală. Liderii PNL au spus, pe noi ne afectează o astfel de decizie politică la nivel național. Adică noi putem să pierdem masiv voturile în marile orașe din țară, unde PNL are șanse să câștige primari. Pentru că electoratul PNL este incompatibil cu candidatul Piedone. Marcel Ciolacu le-a spus, electoratul nostru nu are nicio problemă cu Piedone, ceea ce este adevărat. Liberalii, este interesant că liberalii așteptau o intervenție divină de la președintele Klaus Iohannis, care putea să rezolve, să tranșeze această situație. Și am văzut cu toții că aseară Klaus Iohannis s-a spălat pe mâini. E problema voastră, rezolvați-o. Găsiți-vă candidați. Interesant cum pentru PNL o pierdere a capitalei pe mâna lui Cârstoiu ar avea efecte mai puțin nocive decât dacă ar renunța la Cârstoiu și ar merge alături de PSD pe mâna lui Piedone. Asta este teama lor cea mai mare. Pentru că o afișare alături de candidatul Piedone pentru ei ar funcționa ca o dinamită. Îți mulțumesc foarte mult, Adriana. Urmărim aceste frământări și tulburări din coaliție. Vedem ce se întâmplă. Mulțumesc pentru prezență.